Iisus spune în felul următor: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da ce? Spuneți cu voce tare: eu vă voi da odihnă. Hai să mai repet încă o dată și voi o să răspundeți. Veniți la mine, spune Iisus, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Câți dintre voi aveți nevoie de odihnă? Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea, spune Iisus, este ușoară. Iată la ce te cheamă Domnul, iată la ce te cheamă Hristos, la această odihnă, îți face parte de această invitație. Veniți la mine, spune Domnul, toți cei trudiți și împovărați. Iisus se uită înspre oameni și ceea ce vede nu sunt doar o mulțime mare de oameni, nu sunt doar mulți oameni adunați în același loc, dar Hristos vede oameni obosiți, oameni trudiți, oameni care oricât de mult ar încerca să-și facă rost de ei cu compasiune, pentru că Iisus a văzut că oamenii erau necăjiți și risipiți, ca niște oi care n-au păstor. Și Iisus se uită cu milă la ei. Iisus se uită cu milă la tine în seara aceasta, pentru că Iisus vede ce este în sufletul tău. Iisus vede că se întâmplă ceva cu tine, cu familia ta, cu soțul tău, cu soția ta. Se întâmplă ceva în interiorul tău, în sufletul tău. În Isaia 57:10, cuvântul spune: ai obosit de atâta drum, dar nu zici renunț. Adevărul este, dragilor, că în viața aceasta pe care o trăim, de multe ori intrăm în această cursă a șobolanului. Ne trezim dimineața, mergem la lucru, venim acasă, ne punem în fața unui ecran, pentru că a doua zi să o luăm de la început. Imaginea șobolanului prins într-o roată care se învârte mereu ilustrează perfect sentimentul acesta de epuizare și frustrare pe care îl resimți atunci când te afli în această situație. De aceea de multe ori te întreb: ce rost mai are viața aceasta? Nu găsești pacea, nu găsești odihna, nu găsești acel ceva pentru sufletul tău. Și astăzi tu ești aici și ești fix cum spune Iisus. Ești trudit și împovărat. Indiferent de unde ești, indiferent de vârstă, ești trudit și împovărat. Și sunt multe lucruri care sunt acolo pe sufletul tău, pe inima ta. Sunt aici tineri, băieți și fete, și sunteți trudiți și împovărați. Ai suportat mult bullying în viața aceasta. Ți s-au făcut multe nedreptăți. Au fost multe cuvinte dure care ți s-au aruncat. Au fost multe lucruri care s-au spus, poate chiar de cei care sunt apropiați, de părinții tăi, și ești trudit și împovărat. Am întâlnit tineri atât de trudiți și împovărați, încât ca să scape de povara aceasta sufletească, să scape de sarcina aceasta grea, bagajul pe care îl duceau. A venit odată la final de un eveniment o tânără să ne rugăm împreună. Și era într-un cadru în care nu înțelegeam bine ce îmi spune. Am întrebat-o: pentru ce să ne rugăm? Și mi-a spus: roagă-te pentru mine, că am o dependență. Am întrebat-o: dar care este dependența ta? Și spune ea: sunt dependentă de tăiatul cu lama. Și am zis: e dependentă de ce? De tăiatul cu lama. Am întrebat-o: cum adică? Și și-a ridicat mâine ca în sus și mi-a arătat mâna. Era toată scrijelită. Erau tăieturi peste tot. Și am întrebat-o: de ce-ți faci lucrul acesta? De ce-ți faci rău singură? Și mi-a spus: pentru că nu mai suport. Nu mai suport certurile părinților, nu mai suport divorțul lor, nu mai suport cuvintele pe care mi le adresează și pe care mi le spun în fiecare zi. Trudiți și împovărați! Sunteți aici, familii care ați venit poate în concediu, sau unii sunteți de aici din loc și ai vrea să fie mai bine în familie, ai vrea să primești măcar acolo puțină dragoste, puțină afecțiune, cuvinte de încurajare, dar ceea ce auzi în fiecare zi sunt cuvinte jignitoare, sunt cuvinte care te rănesc până în adâncul ființei tale și simți că clachezi, simți că ești la pământ. Ați venit că a zis: mergem în concediu, poate acolo ne vom înțelege mai bine, dar în concediu
La fel v-ați certat, la fel de greu, la fel de priviri înspăimântătoare care le primești din partea soțului sau a soției. Sunteți trudiți și împovărați ca familie. Sunt aici tineri care, căra părinților le-au spus de mult timp, nu ești bun de nimic, nu o să iasă nimic din tine. Bullying pe care îl înduri la școală. Colegi care spun că ești praf, că ești, mai bine ți-ai pune capăt zilelor. Și toate aceste lucruri se întâmplă și ești trudit și împovărat. Sau sunt atât de multe lucruri care apasă pe sufletul tău din trecut. Sunt aici femei, iar în urmă cu ani de zile, poate ai rămas însărcinată. Și ți s-a spus că mai bine să scapi de el, că numai o să-ți îngreuneze viața. O să te încurce. O să-ți încurce jobul, o să-ți încurce vaccele duci. Oameni trudiți și împovărați. Sunt povere emoționale. Ai intrat în această lume întunecată, în care nu te mai poți bucura de nimic, în care nu mai poți să zâmbești, nu mai poți să te uiți la cel de lângă tine și să-ți găsești pacea și liniștea sufletească. Plângi și nu știi de ce plângi. Ai vrea să treci de barierele acestea, ale anxietății, ale supărării și nu reușești nici cum. Și ai pe cei din jurul tău care se uită la tine și spun, dar n-ai niciun motiv să fii supărat. Ai tot ce-ți trebuie, ai un job, ai o viață, ai bani, ai de toate. De ce ești supărat? Dar ești trudit și împovărat și nu-ți găsești nici cum remediul, nici în medicamente, nici în prieteni, nici în anxiolitice. Te-ai dus la psihoterapeut, te-ai dus la psihiatri, te-ai dus peste tot și ai încercat să găsești ceea ce spune Iisus aici că poate să-ți ofere odihnă și pace și despovărare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune Domnul, și duci bagajele acestea după tine și apasă în inima ta și apasă pe sufletul tău și ai impresia că acele păcate pe care le faci în fiecare zi, acele lucruri care ție ți se întâmplă în fiecare zi, ele sunt doar acolo, dar le duci și le duci zi după zi. Îmi aduc aminte, eram foarte tânăr, terminasem școala într-o altă țară și acum trebuia să mă mut din nou acasă. Am terminat școala într-o țară străină, departe de casă. Și mi-aduc aminte, era pe vremea în care nu prea se cântăreau bagajele la aeroport. Ați prins acele vremuri? Cei care aveți o vârstă, da? Vă amintiți când mergeai la aeroport cu bagaj de mână, puteai să pui orice și oricât în el, că nimeni nu te întreba, nimeni nu-ți spunea mare lucru. Să știți că a fost și o vreme în care bagajele nu prea se cântăreau sau se cântăreau așa mai mult simbolic. Așa că eram în acea vreme și am zis, nicio problemă, o să îmi fac bagajul de mână și l-am umplut cu cărți. Și nu știu cum am ales cu un bagaj destul de vechi de altfel, care nici măcar roți nu avea. Am zis, nicio problemă, lasă că sunt un om puternic, îl car după mine, important este să-mi ajungă cărțile acasă. Așa că am luat un bagaj din ăla de mic, care, de cabină, care îl duci cu tine în avion și l-am umplut cât am putut eu de cărți. Eu cred că bagajul avea în jur de 30 de kilograme. Am ajuns cu el la aeroport, nu mi l-a cântărit nimeni și am zis, no, ce bine că nimeni nu l-a cântărit. Doar că n-aveam roți și era foarte greu. Și până acasă trebuia să schimb, am avut vreo trei zboruri și am fost prin trei aeroporturi și erau aeroporturi foarte mari, cu culoare lungi, în care trebuia să merg dintr-o parte într-alta, trebuia să duc bagajul ăla după mine și după primul aeroport ghiciți ce întrebare mi-am pus. Ce-a fost în mintea mea? De ce am luat decizia aceasta? De ce îl car după mine? Cine m-a pus? Cine m-a pus să iau o asemenea decizie? Simt că nu mai pot, îmi vine să-l las aici. Dar n-aveam cum să-l las în aeroport. Trebuia să-l car, să-l duc după mine. Am ajuns acasă epuizat și am zis că în viața mea, cea mai frumoasă călătorie, m-am gândit de atunci și până astăzi mi-am schimbat părerea, e călătoria cu cele mai puține bagaje. Dar, dragilor, sufletește vorbind, cea mai frumoasă călătorie prin viața aceasta este călătoria în care povara ți este luată, în care ești eliberat, în care Hristos îți schimbă viața, în care Evanghelia îți penetrează inima, în care simți că ți se ia o povară de pe suflet, că poți să trăiești, că poți să te bucuri, că poți să zâmbești, că poți să fii un copil de Dumnezeu cu adevărat. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Ce împovărează astăzi sufletul tău, este întrebarea. Care sunt poverile care apasă peste viața ta? Cu ce te frămânți?
De ce te trezești noaptea și nu mai poți să dormi? Care sunt acele gânduri? Care sunt acele supărări? Dragul meu, vestea bună este Iisus Hristos te poate elibera. Amin. Mergea bine un amin aici. Mai repet încă o dată. Hristos îți poate aduce eliberare în seara aceasta. Hristos îți poate elibera familia, copiii, părinții. Hristos poate să facă din tine în seara aceasta o făptură nouă. Nu-l respinge. Accepte. Așa, nu știu cum să vă spun, sunt tare bucuros să fiu aici în seara aceasta. Dar uitați ce vreau să vă spun. Îmi imaginez că ucenicii, mulți dintre ei ascultau cu atenție. Și acum și-au scos carnețelul și, sau telefonul sau ce aveau. Bine, știu că n-aveau telefoane pe vremea aia, să ne imaginăm că ar fi avut. Și-au scos telefonul și să noteze. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Uite ce verset frumos, numai bun de pus pe Instagram. E așa de drăguț, poți să-l trimiți la un prieten. Uite ce a spus Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Bun, Doamne, acum spune-ne cum ne poți da odihna după care tânjim cu toții. Cum putem avea parte de acea odihnă? Și mă gândesc că oamenii erau ori cu pixul și carnețelul în mână, ori cu telefonul, pregătiți să noteze și Iisus continuă și spune în felul următor. Luați jugul meu asupra voastră. Serios. Când te gândești la odihnă și când te gândești la poveri de care vrei să scapi, la ce te gândești de obicei? O vacanță. Cel puțin la Mamaia. Sau la mare, pe undeva. Sau în Thailanda. Sau în ceva unde e apa foarte turcoază, într-un loc foarte fain. Dar Iisus, în loc să spună, vrei să scapi de poveri, du-te într-o vacanță frumoasă. Du-te undeva la un spa foarte bun. Du-te undeva să te relaxezi. Fă yoga, fă nu știu ce. Iisus spune, luați jugul meu asupra voastră. Și-mi imaginez că în acest moment, oamenii și-au luat carnețele, le-au pus înapoi în buzunar și-au spus, dacă despre asta e vorba, două în col de treabă. Câți dintre voi, când vă gândiți la odihnă, vă gândiți la jug. Oh, ce fain ar fi să am parte de un jug acum. Așa mi-ar plăcea foarte mult. Odihnă pentru mine înseamnă... Mulți dintre voi, mai ales generația mai tânără, se întreabă, dar ce device o fi jugul? Nu v-ați pus întrebarea aceasta. Despre ce vorbești acum? Nu mai înțelegem nimic, nu mai pricepem, mai bine s-ar termina. Ce ai jug? Oare ce-o fi? Jug 2.0? N-am auzit, am auzit de multe chestii care s-au inventat, dar n-am auzit de jug. Deci, pot să vă explic ce era jugul. Cei care ați fost la țară, la bunici, probabil că ați văzut când era o căruță cu boi, era jugul acela din lemn în care îi punea pe boi acolo și care boii mergeau, trăgeau, arau pământul cu ei și așa mai departe, sau trăgeau la căruță. Și Iisus spune, vrei odihnă? Da. Ia jugul meu asupra ta. O, Doamne, dar de ce jug? De ce nu vii cu ceva mai frumos? De ce nu vii cu ceva mai instagramabil? De ce nu vii să ne spui despre ceva mult mai frumos? Că nu înțelegem asta cu jugul. Adică jugul, câți dintre voi, măi, astăzi vreau să mă relaxez, vreau să mă uit la un jug. Astăzi chiar aș vrea să găsesc odihnă, dă-mi un jug. Astăzi simt așa, mă simt un pic depresiv, dar nu-i bai că mă duc la bunici și mă uit la jug. Iau jugul. Nu te gândești la asta. Jugul nu-ți inspiră neapărat ideea aceasta de odihnă. Și totuși, de ce Hristos spune, luați jugul meu asupra voastră? De ce spune asta? Pentru că, dragilor, jugul lui Hristos simbolizează două lucruri importante. În primul rând, parteneriat. La un moment dat, spune Biblia, nu vă înjugați la un jug de care... Nepotrivit, dacă există un jug nepotrivit, înseamnă că există și un jug potrivit. Jugul înseamnă parteneriat. Dacă, nu am adus aici, îmi pare rău că n-am adus cu mine un jug să vă arăt, dar dacă te uiți la un jug și vezi că într-o parte îi cineva, în cealaltă parte este altcineva, Hristos te invită la acest parteneriat împreună cu El. Pentru că ascultă-mă cu atenție. Atunci când ești înjugat cu Hristos, la jugul Lui, se întâmplă ceva fantastic de frumos. Cine este între tine și Hristos? Cine crezi că este mai puternic, tu sau Hristos?
Hristos este mai puternic, nu-i așa? Și atunci când tu ești în parteneriat cu Domnul, când ești parte din jugul Lui, sarcina, povara din viața ta, tu nu mai duci singur, ba dimpotrivă, El este Cel care o duce împreună cu tine. El este Cel care este acolo în jug cu tine și El trage greu. Și a prins și El de bagaj, doar că mergeam pe deal în sus. Și la un moment dat și eu și Răzvan și Robi ne uitam la această imagine, pentru că cel care ducea bagajul credea că are parte de ajutor, dar de fapt îl trăgea și pe celălalt după el pe deal în sus. Și am zis, ăsta numai ajutor nu e. Am zis așa ca la Oradea, ăsta numai ajutor nu poate să fie. Pentru că vedeam cum se chinuie să ducă bagajul acesta. Dar, dragul meu, când tu ești în jug împreună cu Iisus Hristos, El este Cel care duce partea mai grea. Vedeți, viața aceasta nu poate fi trăită fără poveri. Oricât de mult încerci, poveri sunt, certuri sunt, lucruri care se întâmplă și lucruri rele care ți se întâmplă sunt, accidente sunt și din astea, lucruri la care nu te aștepți și zici, mie nu mi se poate întâmpla, uite că ți se întâmplă, dar când ești în parteneriat cu Hristos, când ești înjugat la jugul lui Hristos, ești acolo în această colaborare cu El și spune Domnul, luați jugul meu, pentru că înseamnă parteneriat. Ești aproape de Hristos. Ați văzut într-un jug doi boi care sunt acolo, cât de aproape sunt unul față de altul. Când tu ești înjugat cu Hristos, ești aproape de El. Și nu-ți mai permiți toate drogurile, că ești lângă Hristos, ești în parteneriat cu El, ești în jug cu El. Și nu-ți mai permiți toate cluburile și nu-ți mai permiți tot ceea ce ți-ai permis până în clipa aceasta. Dar jugul mai înseamnă încă ceva. Nu doar parteneriat, dar înseamnă și direcție. Înseamnă control. Vedeți, noi suntem și vrem să fim în controlul vieților noastre. Știu că vrei să-ți controlezi viața. Știu că de atâtea ori ai spus că iei cele mai bune decizii. De atâtea ori te-ai gândit că ceea ce faci tu este perfect, este bine. Dar ți-ai făcut viața praf, nu-i așa? De atâtea ori te-ai uitat la decizii pe care le-ai luat și ai crezut că sunt bune, dar te-ai împovărat. Te-ai împovărat atât de mult. Dar iată că atunci când ești înjugat cu Hristos, ești la jugul Lui, El este Cel care îți dă direcție. Pentru că dacă ar fi să vă pun o întrebare, câți dintre voi vreți să trăiți vieți frumoase? Toți ați ridica mâna. Câți dintre voi vreți să fiți fericiți? Toți ați ridica mâna. Câți dintre voi vă doriți să aveți inimile pline de bucurie? Toți ați răspunde afirmativ la această întrebare. Știți care este problema? Când vom pleca de aici, toți avem intenții bune. Intenția ta să ai familie fericită, să-ți iubești soțul, soția. Intenția ta este să-L iubești, poate, pe Dumnezeu. Dar când vei pleca de aici, direcția în care ne vom duce va fi înspre o altă destinație. Nu cea a odihnei, nu cea a păcii, nu cea a bucuriei. Nu va fi direcția împlinirii. Direcția ta vor fi cluburile de noapte. Direcția ta va fi înspre ură și înspre nervi și înspre ceartă. Direcția în care te vei duce va fi înspre muncii de dimineața până seara. Direcția ta va fi înspre droguri, să-ți mai injectezi ceva. Direcția vieții tale va fi una greșită, dar vei aștepta rezultate bune. Ei, asta nu se întâmplă. Eu și cu tine nu suntem în stare să dăm o direcție bună vieților noastre, oricât de mult am încercat, dragilor. Oricât de mult am încercat. Și atunci când ești în jug cu Hristos, El dă direcție. Și direcția Lui este înspre pace. Direcția Lui este înspre fericire. Direcția Lui este înspre împlinire adevărată. Direcția pe care Hristos o dă vieții tale este o direcție bună. Lasă controlul din mâna ta. Uită-te unde ai ajuns. Îți place unde ai ajuns. Poate sunt fete tinere aici, te uiți la tine și știi că au fost atâția care s-au folosit de tine, de trupul tău. Îți place unde ai ajuns. Sunt aici băieți care de atâtea ori ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, cu cine vrei tu. Pentru că asta îți va aduce împlinire. Asta îți va aduce fericirea adevărată. Dar iată că Iisus spune, oricum ești înjugat în lumea aceasta la ceva.
ești înjugat cu păcate, ești înjugat cu anturaje greșite, ești înjugat cu atâtea lucruri care au pus deja stăpânire peste viața ta, ești înjugat cu atâtea dependențe și ai crezut că sunt bune, și ai crezut că sunt ușoare, și ai crezut că vei scăpa cu ușurință. Dar ți-ai dat seama că nu e așa. Ți-ai dat seama că este atât de greu și ești prins în aceste lanțuri ale păcatelor. Ești prins în multe păcate, în multe vicii, în multe dependențe din care nu mai știi cum să ieși. Viața ta este controlată de lucruri care ți se întâmplă, de tot felul de circumstanțe și ți este atât de greu să mergi mai departe. Dar iată că Iisus spune, ia jugul meu. Pentru că te uiți la jug și jugul nu ți inspiră odihnă. Jugul nu ți inspiră pace. Dar Iisus este atât de contraintuitiv, dragilor. Dar zice, vei constata ceva. Că jugul acesta este bun. Și că sarcina este ușoară. Și ceea ce crezi, mulți dintre voi, cei care n-aveți nicio legătură cu pocăința, vă uitați la ceea ce se întâmplă aici și ziceți, vezi? Este spălare pe creier. Este manipulare. Este despre jug, este despre poveri. Creștinismul e o povară. Credința este o povară. Pocăința este o povară. Dar iată că atunci când ești înjugat la jugul lui Hristos, dragul meu, se întâmplă ceva miraculos cu viața ta. Constați că parcă nu mai e așa de grea viața. Constați că parcă păcatele tale încep să dispară. Constați că parcă Dumnezeu începe să-ți vindece păcatele și sufletul și lucruri rele care ți s-au întâmplat în trecut. Vorbe care s-au spus, cuvinte jignitoare, ce n-au putut face medicamentele, ce n-au putut face oamenii, ce n-au putut face cei apropiați. Iată, Hristos începe să aducă pace și liniște și odihnă sufletului tău, odihna după care tânjești atât de mult. Hristos începe să vindece viața ta și inima ta. Pentru că ești înjugat cu El. Pentru că El spune, eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, spune Hristos. Veniți, luați, învățați, învață să umbli cu El în fiecare zi, dragul meu. Viața cu Iisus nu este o viață îngustă. Viața cu Iisus nu este viața aia pe care tu ți-o imaginezi, o viață în care totul merge prost și nu este o viață îngustă, pocăința. Nu, dimpotrivă, Iisus îți aduce adevărata eliberare. Hristos, dragul meu, îți aduce și îți ia povara și îți aduce adevărata pace, după care tânjești atât de mult. Hristos te ajută să dormi bine noaptea. Hristos îți spală conștiința. Hristos este Cel care aduce vindecare familiei tale. El este Cel care spune, oameni buni, mă uit cu milă la voi, zice Iisus. Sunteți trudiți și împovărați. Sunteți ca niște oi risipite. Sunteți necăjiți de atâtea ori. Simți de atâtea ori durere în sufletul tău. Dar zice Domnul, eu îți pot aduce odihnă. Eu pot da pace sufletului tău. Eu pot să fac ceva ce oamenii, lumea aceasta n-a putut să facă pentru tine. Pocăința nu este îngustă, nu este manipulare, nu este spălare pe creier. Pocăința adevărată, această invitație, veniți la mine, pe care Hristos o face. Nu la o biserică, nu la o religie, veniți la mine, spune Domnul. Este cea mai frumoasă invitație pe care tu poți să o primești în seara aceasta. Acceptă această invitație. Spune Domnului astăzi, Doamne, chiar vreau. Traian Dor a scris câteva versuri, o poezie atât de frumoasă, care spune, vorbește despre jugul lui Hristos și spune atât de frumos, ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el în mașini și în case scumpe și n-ai găsit-o în lucruri. Toate astea ți-au promis pace și odihnă. Și n-ai găsit-o, ai găsit doar stres. Ai găsit doar poveri mai mari. Și Iisus îți propune ceva ce nu are sens. Dar despre asta e creștinismul, despre ceva ce nu are sens. Și spune, ia jugul meu, ia jugul lui Hristos pe umeri în seara aceasta și trage lângă El la rând, că vei constata că El este Cel care îți duce povara. El este Cel care trage mai tare. Chiar dacă semeni uneori doar lacrimi și umbli numai suspinând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie și în belșug. Și în sărăcie și în belșug vei avea pace și liniște.
căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ia crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca el, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescui fel. Dragul meu, în seara aceasta, știu că ai multe poveri. Știu că poate au fost multe cuvinte spuse, multe lacrimi pe care nu le-a văzut nimeni. El îți poate aduce eliberare. El îți poate schimba inima. El îți poate schimba viața. El poate să facă din tine o făptură nouă. Așa că vreau să te invit și să spun: vino la Iisus. El este cel care te cheamă. El este cel care spune: veniți la mine. Vino la crucea lui Hristos. Pentru că în lumea aceasta rea și păcătoasă, răzbunarea este un jug, dar jugul lui Hristos este iertare. Ești împovărat cu ură, dar jugul lui Hristos este dragoste. Ești împovărat de minciună, dar jugul lui Hristos este adevăr. Ești împovărat de întuneric, Hristos este lumină. Ești împovărat de iubire de sine. Jugul lui Hristos înseamnă iubirea aproapelui. Vino la El. Lasă-L să-ți schimbe viața. Lasă-L să te vindece. Vino la El. Lasă-L pe El în seara aceasta să se apropie de tine. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Aș vrea să mă rog pentru tine în momentele care urmează. Ascultă-mă cu atenție. Ai atâtea bagaje cu care te plimbi în lumea aceasta. Ai atât de multe poveri pe care le duci. Și ai încercat să ți le iei de pe suflet, dar n-ai reușit. Ia jugul, dar nu e o povară? Nu seamănă jugul la povară? Poate că da, dar ia jugul lui Hristos. Ca o să fie ușor, poate nu întotdeauna. Dar o să fie bine? O, da, jugul meu este bun. Dar nu o să fie greu? Poate uneori va fi greu, dar zice Hristos, sarcina mea este ușoară. Jugul lui e mult mai ușor decât păcatul pe care îl duci tu acum. Jugul lui e mult mai bun decât relația aia de curvie în care trăiești. Jugul lui Hristos este mult mai bun decât dependențele în care ai intrat. Jugul lui Hristos este infinit mai bun decât site-urile și filmele la care te uiți. Jugul lui Hristos este mult mai bun decât bețiile și petrecerile tale. Jugul lui Hristos este mult mai bun decât certurile interminabile din familia ta. Jugul lui Hristos este bun și sarcina lui este mult mai ușoară decât toate lucrurile pe care ți le-ai adunat tu în viața ta și care ai crezut că îți vor oferi eliberare, dar ce ți-au adus stres și nervi? Jugul lui Hristos. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Hai să facem, să încercăm să facem liniște câteva momente. Pentru că, Doamne, aș vrea să mă rog în momentele acestea. Pentru prietenii mei care sunt adunați aici, Doamne, mulți dintre ei suferă. Suferă teribil de rău. Doamne, sunt aici inimi care strigă după Tine. Sunt aici atât de mulți oameni care sunt gata să clacheze sub povara păcatelor și a emoțiilor și a sentimentelor și a certurilor și a atâtor lucruri care li se întâmplă. Doamne, sunt aici oameni care simt că nu pot să meargă mai departe. Doamne, Tu ești Cel care ne oferă odihnă într-un mod neașteptat, într-un mod atât de diferit. Tu ești Cel care ne oferă un jug care este bun. Ne chem să ne purtăm cu toate supărările, cu toate despărțirile. Am venit, Doamne, la Tine și Ți le dau Ție, pentru că le-am luat în mâinile mele și n-am reușit să le port singur. Doamne, Te rog, ascultă rugăciunea mea, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, lasă credință, lasă speranță, lasă adevăr, lasă în seara aceasta iubire și dragoste. Doamne, adu iertare în familii, adu iertare între prieteni, adu iertare în biserici, adu iertare acolo unde nu mai există nicio urmă de speranță. Doamne, Te rog așa de mult, vindecă oameni care își trăiesc viața într-o destrăbălare cumplită, pe cei care trăiesc în vrăjitorii, pe cei, Doamne, care trăiesc în lumea aceasta întunecată, pe cei, Doamne, care au intrat de atâta timp sub poveri care sunt greu și imposibil de dus. Doamne, cerem vindecare în seara aceasta.
Venim la tine că nu avem la cine să ne ducem. Venim la tine pentru că doar tu ne-ai rămas. Venim la tine pentru că ești Domnul nostru. Venim la tine pentru că ești singurul Domn. Venim la tine pentru că tu ești singurul care poate să aducă eliberare și odihnă pentru sufletele noastre. Doamne, ascultă rugăciunea aceasta. Și fă ca mulți să fie eliberați. Și fă ca mulți, Doamne, în seara aceasta să vină și să spună: Doamne, vin așa cum sunt. Vin cu viața mea. Vin cu inima mea. Vin la tine, Doamne. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Și toți să spunem împreună: Amin. 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 Veniți la mine, spune Domnul.